Bună seara! În seara asta voi face cheesecake de ciocolată, un desert foarte gustos și foarte ușor de pregătit. Iar pentru această rețetă voi avea nevoie de 350 de grame de biscuiți simpli, un pachet de unt sau margarină, iar pentru cremă voi avea nevoie de 250 de grame de brânză de vaci, 500 de grame de mascarpone, 300 ml de frișcă lichidă, 250 de grame de zahăr tost, o esență de vanilie sau de rom, un plic de gelatină de 10 grame, iar pentru glazură voi avea nevoie de 150 de grame de ciocolată neagră și puțin lapte. Am rupt toți biscuiții. Îi rupeți foarte cam așa mărunt. I-am pus în acest blender și îi voi măcina foarte bine cu acest robot. Am terminat de măcinat biscuiții foarte bine, de mărunțit. Ei arată cam așa. Acum voi pune unt. Untul îl topiți într-o crăticioară, pachetul de unt sau de margarină. Și îl voi pune puțin câte puțin peste biscuiții mărunțiți și voi amesteca. Și voi continua să amestec untul împreună cu biscuiții. Într-o tavă de tort am pus puțin ulei și foarte puțină hârtie de copt pe fundul tăvii pentru a-mi fi mai ușor să scot cheesecake-ul din această tavă. Și acum voi pune biscuiții. Biscuiții trebuie să arate cam așa, în momentul când îi terminați de amestecat foarte bine cu untul. Și voi pune totul în această tavă de tort. Apoi cu această lingură voi aranja biscuiții foarte bine. Îi întindeți foarte bine pe toată suprafața tăvii. Apoi îi apăsați cu lingura. Până când terminați de dat forma biscuiților. Voi continua să așez foarte bine biscuiții în această tavă de tort și voi reveni. Am terminat de așezat foarte bine biscuiții în această tavă de tort. Voi introduce biscuiții împreună cu tava de tort la frigider pentru 20 de minute. Mă voi ocupa de cremă. În acest castron am brânza de vaci și o voi mixa foarte bine până când se va face o cremă. Am terminat de mixat foarte bine brânza de vaci până când totul s-a format o cremă. Peste brânza de vaci am pus 500 de grame de mascarpone și voi mixa
prânza de vaci împreună cu cele două cutii de mascarpone până când se va forma o cremă. Am terminat de mixat foarte bine totul. Totul a rezultat o cremă puțin mai groasă. Acum voi pune și frișca lichidă. Într-un castron am mixat 300 de ml de frișcă lichidă până când s-a întărit. Și voi pune frișca lichidă peste această cremă de brânză împreună cu mascarponele. Și voi amesteca frișca împreună cu crema de brânză. Voi continua să amestec foarte bine crema. Am terminat de amestecat foarte bine și frișca. Acum voi pune zahărul și esența de vanilie. Voi continua să amestec, să mixez foarte bine zahărul tos împreună cu crema și esența până când zahărul tos se va topi. Crema este gata. Am mixat foarte bine și zahărul tos până când s-a topit și totul a rezultat o cremă puțin mai lichidă. Acum, aici am gelatina hidratată în apă. Am pus plicul de gelatină în acest castron. Apoi am pus apă cât să acopere foarte puțin gelatina, apă rece. Și o lăsați 5 minute să se activeze puțin. Voi pune și gelatina hidratată în cremă. Și voi continua să amestec și gelatina. Am scos biscuiții din frigider. I-am lăsat 20 de minute. Acum voi pune crema peste biscuiți. Și voi nivela totul foarte bine. Voi continua să nivelez foarte bine crema și voi reveni. Am terminat de nivelat foarte bine crema în această tavă de tort. Acum voi pune folie de plastic deasupra. Și voi da tava cu această cremă la frigider până a doua zi, pentru a avea timp crema să se lege foarte bine.
Am terminat glazura. În această cratiță mai mică am pus 150 de grame de ciocolată neagră și jumătate de cană de lapte. În lapte am pus 2 linguri de zahăr și am amestecat foarte bine laptele cu zahărul până când zahărul tot s-a topit în lapte. Apoi am adăugat laptele peste ciocolata neagră și am amestecat totul până când ciocolata s-a topit. Am oprit aragazul și acum voi pune și puțin unt, cam un cup de unt, și voi lăsa și pe acesta să se topească. Cheesecake-ul este gata. Acum l-am scos din frigider. Crema s-a întărit foarte bine, la fel și baza de biscuiți. Acum voi pune glazura de ciocolată deasupra. Glazura o lăsați puțin să se răcească. Apoi voi întinde toată această glazură pe toată suprafața tortului. Voi continua să întind glazura pe toată suprafața cheesecake-ului și voi reveni. Cheesecake-ul cu glazură de ciocolată este gata. Este un desert foarte gustos și foarte ușor de pregătit. Deasupra puteți să-l ornați cum vreți. Depinde ce idee aveți atunci pe moment. La fel am procedat și eu. Îl recomand să-l pregătiți și voi acasă la voi. La revedere!